Cea care a descoperit ilegalitatea a fost nepoata femeii decedate. Aceasta și-a anunțat imediat tatăl. Omului nu i-a venit să creadă că se poate întâmpla așa ceva. Fata mea a venit ca să voteze. Când a venit și a votat, a votat și a văzut că în dreptul mamei mele este scălit și încercuit, precum că ea a votat. Mama era decedată acum două zile, alaltă de-am înmormântat-o. Și de ce să bată joc de mămica mea? De ce, cum putea să-i scălească altul în locul lui mămica? Bărbatul a fost șocat să constate că mama sa, decedată recent, figura pe listele permanente ca prezentă la vot. Președintele secției de votare susține că a fost o greșeală din neatenție și că probabil cineva s-a semnat în locul femeii decedate. Nu pot să spun dacă acest fapt este o greșeală a unei persoane de deasupra sau de jos, așa cum au afirmat colegii mei sau dumnealor, nu pot să spun dacă n-a fost cu o intenție făcut de cineva. Președintele secției de votare a anulat poziția la care era trecut numele femeii și a declarat că va ține cont la numărătoare de acest incident.